prim-ministrul israelian Netanyahu l-a felicitat pe președintele Obama și a promis să coopereze cu acesta. Relația dintre Statele Unite și Israel este solidă și aștept cu nerăbdare să lucreze în continuare cu președintele Obama la consolidarea acestei relații. Mitchell Barak se ocupă de sondajele israeliene și susține că la alegerile israeliene din ianuarie, evreii se vor adapta la victoria lui Obama. Oricare ar fi viitorul prim-ministru și se pare că va fi tot Netanyahu, va găsi o modalitate pragmatică de a lucra cu Barack Obama, știind că el va deține puterea timp de 4 ani și trebuie să colaboreze. Dar unii israeliți sunt îngrijorați cu privire la următorii 4 ani. Cred că este o catastrofă pentru Israel, deoarece nu cred că avem aici un prieten și cred că în următorii 4 ani își va arăta adevăratele intenții. Ce a făcut și ce a spus până acum a fost pentru a fi reales. A fost reales, deci acum se va vedea cine este cu adevărat. Alții sunt optimiști. Cred că de această dată va fi diferit pentru că acum înțelege mai bine ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și sper să își îmbunătățească atitudinea față de Israel. Alegerea președintelui Obama va influența cea mai mare întrebare din Orientul Mijlociu: dacă Israelul va ataca facilitățile nucleare ale Iranului. Some believe with Obama as president, Israel may have to go it alone. Sper ca deciziile care trebuie luate în privința Iranului se vor lua în Israel, nu la Washington. Cu siguranță Israelul trebuie să fie pregătit să atace singur, deși preferă să coopereze cu Statele Unite. Dacă va fi nevoie, Israelul se va descurca singur. Fostul ambasador israelian din Statele Unite, Yoram Ettinger, susține că alți 4 ani sub politica externă a lui Obama, care evită confruntările, va mulțumi anumiți jucători din Orientul Mijlociu. Egiptul este foarte fericit de victoria lui Obama. Ar trebui să ne întrebăm ce semnifică faptul că Frații Musulmani, o organizație teroristă transnațională, este foarte fericită de realegerea președintelui Obama și suspectez că și Putin din Moscova, chinezii și iranienii sunt extaziați de rezultatele alegerilor. Mai multe grupări musulmane au fost copleșite de emoții la ceremonia de semnare a acordului de pace cu guvernul filipinez. După 16 ani de dezbateri și acorduri eșuate, negociatorii susțin că acest plan de pace va pune capăt rebeliunilor islamice din sudul țării. Acordul de pace creează o nouă entitate politică în Republica Filipine. Astăzi, după aproape 16 ani de negocieri și de confruntări armate, am semnat cel mai important document din istoria noastră. Un document important care restaurează oamenilor identitatea morală și le oferă teritoriul. Le oferă și dreptul de a se guverna. A landmark document that restores to our people their Bangsamoro identity and their homeland. Their right to govern themselves. Președintele Frontului Eliberării Islamice, Moro, este încrezător că noul acord va avea rezultate. Abordează toate aspectele problemei politice, Moro, din Mindanao. Sper că toată lumea va contribui la reușita acestui acord. Președintele filipinez Aquino crede că acest acord va aduce pacea în sudul țării. Imaginați-vă insula Mindanao eliberată în sfârșit de conflicte. Imaginați-vă că oamenii își pot folosi liber potențialul. Copiii care au fost martorii unei suferințe fără măsură pot vedea roadele. Familiile care erau cuprinse de frica focurilor de armă se vor evidenția printr-un început extraordinar de corectitudine, dreptate și pace. Cei 40 de ani de război dintre guvern și islamici au afectat peste 120.000 de vieți. Mai mult de 2 milioane de oameni au fost strămutați. Aceste femei au trebuit să-și părăsească casele și să vină în oraș când au izbucnit luptele în anul 2000. Ele încă nu pot uita experiențele îngrozitoare pe care le-au trăit. Când soldații au bombardat moscheea noastră, au murit cei doi frați ai mei, cumnata și nepotul meu, iar eu am fost hărțuită de soldați. De aceea am decis să plec. A trebuit să fugim și să locuim într-un centru de evacuare. Acolo, fetița mea s-a îmbolnăvit și a făcut febră. Ea a murit pentru că nu am primit niciun fel de îngrijiri medicale. Există sentimente contradictorii față de noul tratat de pace, dar musulmanii de rând ca ele, care au suferit așa de mult din cauza războiului, sunt dispuși să ofere o șansă progresului și păcii.
to give peace and progress a chance. Episcopul Efraim Tendero este directorul național al Consiliului Bisericilor Evanghelice din Filipine. El susține că acordul de pace este răspunsul lui Dumnezeu după mulți ani de rugăciune. Episcopul face apel către biserică și națiune să se implice și să contribuie la reușita acordului de pace. Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să miște guvernul și pe toți oamenii implicați. Haideți să sperăm că vom avea parte de un progres continuu pentru obținerea păcii. Iisus a spus că trebuie să ne iubim aproapele. Le spunem oamenilor noștri că trebuie să ne iubim aproapele și națiunea Bang Samoro va fi aproapele nostru. Și mulți credincioși cred că un acord de pace implementat cu succes ar putea să fie un model pentru întreaga lume, nu doar pentru o nouă serie de mișcări aici, în Filipine. Părinții fac lucruri amuzante ca să-și facă copiii să zâmbească. Și ce zâmbet minunat are Zhu Mei-en! Ea este bucuria vieții mele. Li Haying și soțul ei au fost foarte încântați în urmă cu 2 ani când au aflat că urmau să aibă o fetiță. Cultura chineză tradițională favorizează băieții, iar câteodată cuplurile, când află că vor avea o fată, recurg la avort. Dar nu și noi. Zhu și Li Hai, care sunt creștini, nu sunt singuri. Din ce în ce mai multe familii chineze au început să se răzgândească în privința preferinței față de băieți, care este veche de secole. Sunt preferați băieții pentru că ei îi vor susține și îi vor îngriji pe părinți când vor îmbătrâni. De asemenea, băieții au șanse mai mari să își găsească un loc de muncă și să se întrețină, dar oamenii au început să-și schimbe atitudinea. În special când vine vorba de rolul femei în societate și de abilitatea lor de a prospera într-o cultură în care predomină bărbații. Dețin o afacere în oraș și sunt capabilă să-mi întrețin familia. Deci, contrar trecutului, astăzi tot mai multe femei sunt educate, intră în forța de muncă și se descurcă bine. Pentru Zhu Wenhao, a avea o fată a reprezentat și o mare economisire pentru bugetul familiei. În cultura chineză, părinții băieților sunt responsabili să le cumpere un apartament înainte să se căsătorească. Și la asta se adaugă costurile educării lui și toate celelalte cheltuieli. Când se naște un copil în China, este foarte normal să se cumpere un costum tradițional. Aici este unul pentru fată, iar aici este unul pentru băiat. Numărul chinezilor care își doresc să aibă fete este în creștere, în special în orașe mari ca Beijing, Shanghai sau Guangzhou, dar în zona rurală, majoritatea încă preferă băieții. Deoarece preferința tradițională față de nașterea băieților este încă puternică, femeile din China continuă să practice avorturile pentru determinarea sexului, în special în zonele rurale, rezultând o populație disproporționată. Politica controversată de un copil pe cuplu a lăsat China cu mai mulți bărbați decât femei. Încercările guvernamentale de a ține rata natalității scăzută a fost foarte de succes, dar consecințele acestui experiment social sunt devastatoare. Un studiu susținut de guvernul chinez arată că în următorii 20 de ani, peste 24 de milioane de bărbați adulți nu vor putea să-și găsească o soție. În unele părți ale țării, raportul bărbați-femei este atât de pronunțat, încât se fură femei și fete din țările învecinate și sunt aduse în China și forțate să se căsătorească. Politica unui singur copil a contribuit la această problemă și asta trebuie să se schimbe. Dar aceasta este doar jumătate din problemă. Trebuie să-i facem pe oameni să-și schimbe preferința pentru băieți. Guvernul Chinei încearcă să rezolve problema în mod treptat. Anul acesta, autoritățile au redus taxele pentru cuplurile înstărite din Beijing și Shanghai, care vor 2 sau mai mulți copii. De asemenea, au început și dezbaterile la nivel înalt cu privire la schimbarea politicii unui singur copil în următorii 5 ani. Vestea este bine primită de părinții lui Zhu Mei-en, care fac parte dintr-o generație de cupluri ale căror așteptări familiale s-au schimbat. Nu îmi permit un alt copil chiar acum, dar cu siguranță ne-ar plăcea să avem posibilitatea aceasta peste vreo 2 ani. Deocamdată îi suntem foarte recunoscători lui Dumnezeu pentru fetița noastră.
Mașinile distruse și clădirile prăbușite reprezintă urmările celui mai puternic cutremur din Guatemala din ultimii 40 de ani. Dar în urma acestui dezastru din San Marcos și zonele înconjurătoare, suferința oamenilor vorbește cel mai puternic. El este Victor. Astăzi, San Marcos este în suferință. Guvernul estimează că 24.000 de cetățeni și-au pierdut locuințele, oameni precum Odilia, mamă singură a 4 copii. Am pierdut totul. Casa noastră, tot ce era în ea. Eram foarte speriați. Acum avem nevoie de ajutor să supraviețuim. Organizația Operation Blessing a lucrat din greu să ofere acest ajutor. Organizația a adus camioane încărcate cu 9 tone de alimente, apă potabilă și obiecte de uz personal, care au fost împachetate în plase pentru familiile afectate. În dimineața după cutremur, când au sosit ajutoarele, nevoia era palpabilă. Când nu împărțeam plasele cu alimente, mergeam în casele și adăposturile din comunitățile vecine. Nevoile de acolo erau copleșitoare. În zilele care au urmat, am oferit asistență suplimentară. Un camion a adus paturi, mai multă apă, mai multe provizii și medicamente. Am întâlnit o tânără care suferea de lupus. Fără medicamente, durerea ei era îngrozitoare. I-am adus medicamente suficiente pentru 6 luni. Ea ne-a mulțumit în mare parte fără cuvinte. Nu o putem uita nici pe Odilia. Pentru moment locuiește cu copiii ei între dărâmăturile care reprezentau odată casa ei. I-am dat o plasă de mâncare și alte obiecte, precum și 2 saltele pe care să doarmă. Mulțumesc! Sunteți foarte buni! Ziua de 1 decembrie este o zi importantă pentru poporul român. Românii de pretutindeni sărbătoresc cu această ocazie Ziua Națională a României, o festivitate în cinste evenimentului istoric în care Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul s-au unit cu România. Momentul a fost notat în istorie prin Proclamația Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. După Revoluția din 1989, această zi a devenit Sărbătoarea Națională a Românilor, iar aceștia o sărbătoresc an de an, printr-o zi liberă acordată de stat și prin parade și festivități organizate în marile orașe ale țării. Spuneți, cum o să petrece ziua de 1 decembrie anul ăsta? Ziua de 1 decembrie? Cred că la oră știe. Nu știu, sigur. N-am nimic planificat. O să stau acasă? Cred. Sau, nu știu, posibil să merg undeva cu familia? Am încercat să vedem ce progrese cred românii că au avut loc în țara noastră în ultimul an și am descoperit că în această privință părerile sunt împărțite. Nu știu sincer ce să zic. Da, tendința normală e spre evoluție, normal. Nu mi s-a părut că și... se schimbă în bine. Da, să sperăm în viitor. S-ar putea să... prindem și vremuri de schimbări în bine. Nu, sincer, nu, n-am observat. De anul trecut am primit și eu dreptul de a vota și, sincer, am fost mai atentă la aceste detalii și n-am observat nicio schimbare, nici anul trecut, nici anul ăsta. Atunci când vine vorba să găsim soluții pentru un an cu rezultate mai bune, românii susțin că... Să fim organizați ca un stup de albine și atunci România va merge bine, când fiecare să știe ce face. Aș avea mai multe idei, dar nu le pot expune. Le păstrez pentru mine. Soluțiile? Nu cred că aș fi în măsură să zic eu care ar fi soluțiile, dar sincer nici nu m-am gândit la așa ceva. Să ajute omenirea, nu știu, fi mai ok, părerea mea. Implicarea populației mai des în orice, pentru că la noi majoritatea oamenilor sunt foarte pasibili la neutralitate. Nu vor să se implice în nimic.
Deși o parte dintre români consideră că poporul nostru nu a progresat prea mult în ultimul an, totuși ar mai exista o speranță. Credeți că Dumnezeu ar putea fi o soluție pentru o Românie mai bună în anul care urmează? Nu. De ce? Pentru că trăim în era informației. E deja absurd să ne mai punem speranțe în divinități, să trăim pentru speranța recompensei și de frica pedepsei. Sincer, nu. Pentru că dacă ar fi existat, ne-ar fi ajutat. Sunt foarte mulți săraci, sunt foarte mulți bolnavi care chiar au nevoie de ajutor. Dumnezeu, dacă are un bun rol. Aha, m-ai prins aici? Nu știu ce să-ți răspund, sincer, nu. Asta a fost. Da, oamenii adevărați poartă în permanență în sufletul lor și în mintea lor pe Dumnezeu. Însă se pare că plătim niște greșeli pe care le-am comis fie noi, fie înaintașii noștri. Și este cam greu ceea ce plătim nu numai noi, ci întreaga omenire, de fapt.